Cu George, afacerea ta va pune mai ușor banii în mișcare. O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent. Pentru un business inteligent. Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În săptămâna aceasta revenim către antreprenori sau cei care vor să înceapă o afacere în viitor pentru noi idei de business profitabile. Vorbim despre afacerile din agricultură, un domeniu extrem de interesant și important deoarece asigură hrana pentru noi sau animale. Am vorbit deseori că agricultura din România are un potențial deosebit. Într-adevăr, acest lucru se datorează suprafeței agricole utilizate, România fiind în topul european practic pe a șasea poziție, 14 milioane de hectare, după țări precum Franța, Spania, Regatul Unit, Germania sau Polonia. În ciuda acestui fapt, ponderea agriculturii în produsul intern brut al României a tot scăzut în ultimele decenii, în principal datorită creșterii exclusive și importante a industriei serviciilor și zona de software IT. Practic, ponderea agriculturii în formarea PIB a scăzut de la aproape 20% în anii 1995 până la 4% în 2020 și s-a situat în 21 și 22 cam la același nivel. Din terenul cultivat, două treimi sunt dedicate pentru cereale, vorbim în special de grâu 25% și porumb 31%, legumele și cartofii reprezintă doar 5%, în timp ce oleaginoasele 18%. Dar nu suprafața sau ceea ce cultivăm cauzează probleme, ci competitivitatea. Haideți să vedem recolta pe hectar calculată pentru ultimul deceniu. Calculând astfel, randamentele din România sunt mult în urma mediei europene, practic cu 37% la grâu și cu minus 49% la porumb. Diferențele sunt foarte mari, România este depășită considerabil de multe țări din Europa Centrală și de Est la acest capitol. Priviți față de Germania și Franța, de exemplu, dacă ne uităm la partea de grâu, sau Spania, care conduce topul european, productivitate la porumb. Diferențele sunt enorme. Care sunt cauzele acestui randament foarte slab din România? Ei bine, avem două treimi din suprafață teren agricol, climă bună, potențial mare, dar randamentul pentru hectar, la fiecare hectar, este foarte scăzut. Importăm mai mult de jumătate din ceea ce mâncăm. De ce? Ei bine, m-am pregătit pentru această emisiune, am citit multe rapoarte despre sectorul agricol și am vorbit cu fermieri de succes. După toate acestea, am identificat 5 cauze majore, cele mai importante probleme ale agriculturii românești. Fragmentarea exploatațiilor agricole, deoarece suprafețele nu sunt comasate și nu acționăm la scară mare, apoi sistemul foarte învechit de irigații, care acoperă foarte puțin din suprafața agricolă. Avem și infrastructură foarte proastă de echipamente, tehnologie, utilaje, la nivel foarte scăzut, inclusiv și pregătirea fermierilor, care trebuie specializați cu ultimele tehnologii moderne și, nu în ultimul rând, evaziunea fiscală, care, deși a scăzut, în continuare generează concurență neloială. La fragmentare avem o mare problemă. Practic, în România, aproape 94% din suprafața agricolă utilizabilă are o dimensiune mai mică de 5 hectare. Doar noi, Bulgaria și Ungaria, mai avem situații comparabile din cauza fragmentării excesive. Dar în Spania, ponderea este de 53%, mult mai scăzută, deci suprafețe sub 5 hectare. În Franța, 26% și Cehia, iată un exemplu de bune practici, doar 15%. Producătorii nu se asociază, nu lucrează în cooperative și chiar respingem acest termen, ne amintește de trecut. Românul are frică de noțiune de această noțiune pentru că din timpul comunismului are conotații negative, dar cooperativa nu înseamnă că nu ești proprietar al terenului sau proprietar al mărfii.
Faptul că terenurile sunt fărâmițate nu înseamnă doar o productivitate mai mică. Este și o problemă de finanțare. Terenurile nu sunt cadastrate, nu pot fi angajate la bancă drept garanție. Apoi se lucrează la scară mică. Producătorul e dependent de un camion care vine în fața curții și îi cumpără produsul la orice preț. Deci nu există infrastructură pentru depozitare. Și începe o altă problemă, industrializarea producției. Asta face și investițiile să fie dificile în zona agricolă, în industria agricolă, pentru că este o problemă de volum de marfă. Noi lucrăm ca un chioșc, când de fapt se lucrează ca un supermarket, ca să fii eficient și să câștigi în acest business. În episoadele următoare vedem ce spun profesioniștii cu experiență în acest sector, finanțatorii, consultanți și agricultori de succes. Așa că țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Ai urmărit Banii în Mișcare, o emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent.